2018 și suntem și măsura să, măsura să prezentăm această situație la nivelul ședinței Colegiului Electoral și sigur acel document va fi înaintat și guvernul așa cum prevede legea. Doar două, trei cifre legate de caracterizarea județului, respectiv suprafața este de 670 de hectare, 545. Populația unui an mare de 2018 era de 593.024 de persoane. Așa cum știți, județul este organizat în 102 comunități administrative teritoriale, în care 4 municipii, 7 orașe și 91 de comune. Industria județului Mureș a înregistrat în anul 2018 o evoluție favorabilă față de 2017, astfel indicele de producție industrială a fost 205,9%, înregistrând o creștere de 5,2% față de anul precedent. Cifra de afaceri în industrie realizată de agenții economici din județ pe piața internă și pe cea externă în anul 2018 a înregistrat o creștere de 11,7% față de anul 2017. Această evoluție a fost determinată de creșterea producției de furnizare de energie electrice și termice, gaze,